make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la FIFA 14 Career Mode. După cum vedeți, am reușit să instalăm și noi RNGP V4, arată ca la FIFA 15, este un patch foarte bun. Și ce credeți, vom continua cariera noastră cu Steaua București, va fi foarte frumos, o să vă placă, normal. Știu că mulți ne-a spus să continuăm cariera noastră cu care am avut-o cu Steaua, așa că normal asta facem, să ne punem în grupele UEFA Champions League. Așa suntem, mă? Eu n-am fost acolo atent. Nu, deci dă-i de două ori S, dacă nu mă înșel. Nici nu prea mai știu dacă n-am mai jucat de mult la carieră. Sau Space acum, ce trebuie să dai? Oh, fuck. Stai așa. E vreo echipă din România? Nu, bă, noi suntem în Europa League. Fii atent, de ea de în Europa League. Fii atent că în Europa League suntem. Dă-i așa. Da, vezi, cu Dinamo Kiev, Rioave și Albor, grupa noastră, normal. Asta este foarte bine, este foarte bine pentru că până la urmă suntem în Europa League în acest sezon. De fapt am ieșit din cupele europene, Gâlcă ăsta a arătat calificările. Un antrenor bun, dar nu știu de ce, da, Ultra Junior, pentru că, să vă spun, este acest manager care este urmașul marelui manager Ultra, Mr. Ultra FIFA. Ultra care a antrenat și pe la Liverpool, okay, chiar și Real Madrid, dar o scurtă perioadă, și la Steaua și-a încheiat cariera de manager, așa că vrea să ia rândul, să-i calce pe urme succesorul său, Ultra Junior. Bun, new boss, după cum vedem, suntem new boss pentru Steaua București, așa că să punem aici Ultra Junior din nou, GE, da, RJRR. Ok, vom face și transferuri. Acesta este episodul 42, așa că vă rog să lăsați și voi un like acolo. Știu că putem face peste 200 de like-uri. Vă rog să lăsați și cei care nu prea credeți că este important asta pentru noi, dar pentru noi contează foarte, foarte mult orice like al vostru și orice coment, ba chiar. Ce vreau să mai spun și despre Q&A, care va apărea cel mai probabil în weekend, sâmbătă sau duminică va apărea sigur. Așa este și Supercupa României contra Astrei, care o vom juca. Dar să ne ocupăm și de transferul, să punem pe lista de transfer, să cumpărăm jucători. E bine, uite echipa noastră, uitați de fapt echipa noastră. L-am luat pe Mbolo, dar și Dorin Rotariu. Iată și pe Dorin Rotariu, are accelerație și și viteză foarte, foarte bună și sprint speed. Așa, Mbolo și el este un atacant foarte bun, 17 ani, 66 overall. Iată ce viteză are, statusuri foarte, foarte bune și Mbolo, un atacant bun. Cristi Tănase, să schimbăm, să-l primim mai bine pe el pe stânga, cum este el de obicei, și pe Rotariu pe dreapta. Primul nostru meci, debutul la Steaua, este Supercupa României împotriva Astrei. Primul meci pe banca Stelei a lui Ultra Junior. Și începe meciul nostru, în caz că nu știați, am încercat să luăm și pe Ianis Hagi, dar nu a mers, el abia venise la echipa, abia era promovat. Dar poate în jumătatea de sezon îl vom lua. Astra este într-o formulă obișnuită, dar are jucători destul de buni care îți pot pune probleme uneori, jucători tehnici care găsesc soluții foarte grele, foarte bune în momente grele. Îl avem și pe Sân Mărtean, titular normal, titular incontestabil la echipa noastră, și Bo Urceanu, deci doi mijlocași defensivi foarte, foarte buni, cu toate că Sân Mărtean nu este chiar atât de ofensiv, dar are niște pase splendide, după cum îl știm. Tănase foarte bine la Rotariu, Dorin Rotariu, gol! Rotariu deschide scorul 1-0. Rotariu, fostul dinamovist, reușește să marcheze. Avea la Dinamo un salariu de 3.000 și era jucător important. Noi am dat 13.000 și jucător important, cum să nu accepte la fleșul lui Mbolo? Avea 2.000 și am dat 10.000. Exact așa trebuie să faci cu niște jucători, adică cu astfel de jucători, ei vin la mai bine totdeauna, sunt ca niște mercenari în fotbal, ăștia sunt jucătorii până la urmă, fiecare om vine pentru el la mai bine. Ia Haia pentru Enache, 1-1 cu Latovlevi și intrarea lui Enache, este Arlauskis în poartă, știm că la cariera de la V3 nu a apărat foarte bine, oh, dar iată aici ce face Arlauskis, se formă mare la fel ca în realitate, excelent a apărat aici Arlauskis, Iderius Arlauskis.
Și e corner pentru asta, bate în altul William de Amorim. Centrarea acestuia este o lovitură de cap, prinsă cu încredere de la Uschis. Iată acum pe Dorin Rotariu, foarte frumos fentează, dar s-a prins de ce a vrut să facă Junior Moraes. Rotariu însă rămâne cu balonul în posesie. Centrarea lui Rotariu, bună, foarte bună, va chiar, însă a fost respinsă, a fost o centrare de către Embolo. Încearcă să plece pe un contraatac jucătorii Astrei, Takayuki Seto pentru William de Amorin. Foarte jucat până acum William de Amorin. A fost un flanc jucat, Seto poate scăpa acolo, haide Lukin. Lukin, dacă nu mă știu, este chiar capitan în acest meci. Lukin în continuare face pressing, nu reușește să deposedeze. Centrare periculoasă, este cu încredere încă o dată Arlauskis. Pasă încă o dată pentru Rapidul, Dorin Rotariu. Excelent, a pus în fața lui acolo Rotariu. Haide Rotariu, Rotariu se duce, caută o soluție. Oh, fault. E penalti? Ce e penalti, mă? Nu e, nu cred că e penalti acolo făcut de Moraes. Nu e fault. Fault este, da, este lovitură liberă pentru noi, care o bate Yasmin Latovlevici. Nu ar fi o idee rea, dar și Rotariu este stângaci, așa e. Dorin Rotariu încearcă pe poartă, vrea mult în acest meci, are ambiții, asta este bine, îmi place de Rotariu, poate crește foarte mult, să știți. Iată-l pe Kehin de Fatai, centrarea periculoasă a lui Fatai, foarte bine respinge acolo Sârgian Lukin și Embolo pentru Cristi Tănase, care încearcă să ne ducă pe un contraatac. Embolo, Embolo foarte bine la Dorin Rotariu, îl susține excelent acolo, dar Moraes îl păzește foarte bine. Junior Moraes pasează la Budescu, unul dintre cei mai tehnici jucători ai Astrei. William de Amorim pentru Kehinde Fatai, atacantul periculos al Astrei. Fatai, 1-1 cu Varela, centrarea lui Fatai pentru William de Amorim. Este, a fost o execuție dubioasă, nu am înțeles cum a dat atât de slab de Amorim. Cred că balonul a fost deviat. Enache pentru Budescu, centrare foarte periculoasă, centrare șutată a lui Budescu. Pasă pentru Enache, în careul nostru Enache nu-l oprește nici la Tomlevici, trage Enache, dar foarte bine apără Arlauskis. A fost destul de presat pe finalul primei reprize, care încă nu s-a terminat. Este un corner pentru Astra, care îl bate aceeași William de Amorim, centralul William de Amorim, lovitură de cap. Este atent Arlauskis, minutul 44, repunerea ușoară a lui Arlauskis la Cristi Tănase, care este destul de în spate la această fază. Kipciu, Sân Mărtean pentru Embolo, excelentă pasă lui Sân Mărtean, Embolo mai departe la Rotariu, Rotariu în careu, Rotariu în fața dublei. Este oprit de Valerica Găman. Un jucător care i-a plăcut mult lui Pițurcă, Sân Mărtean încearcă un șut, Lucian Sân Mărtean a fost blocat, mamă, se ducea berreau de tot. Pap, o pasă pentru Sân Mărtean, Sân Mărtean în careu, Sân Mărtean, Sân Mărtean a ieșit, însă Silviu Lung, Silviu Lung Junior, la momentul actual este cel mai în formă portar român, cel puțin după părerea mea. Budescu trage, Budescu periculos, balonul se duce în afara porții, pe lângă poarta lui Arlauskis. Se iată șutul de carul lui Astra, șut cu piciorul stâng, foarte bine acolo Arlauskis, se ducea destul de bine pe minge. Cred că, da, Borceanu este capitanul nostru în acest meci, până la urmă mi-am dat seama care este capitan, el poartă banderola. Totuși, un privilegiu cam mare dat lui Borceanu, cu toate că el este împrumutat. Ok, ce vrei să faci, o schimbare? Pe ce vrei să introduci? Rusescu, da, în locul lui, cu locul cui poate intra o Lutănase și Adi Pop atunci, dacă a și Embolo, să fie Embolo, are schimbat. Da, în locul lui Adi Popa, a zice eu, și să-l băgăm, dar de ce nu și pe Stanciu, poate în locul lui Kipciu. Face și niște schimbări, poate să mai treacă așa timpul. Ok, am făcut, avem un lot, un lot cu multe vedete, cu mulți jucători importanți, așa că este greu și pentru noi să-i păstrăm, adică este foarte greu să-i lăsăm și pe ceilalți jucători pe banca de rezerve, însă vor prinde și alte meciuri, cu siguranță. Sân Mărtean încearcă o pasă, nu prea s-a văzut în a doua repriză Sân Mărtean, nu prea a ieșit atât de mult în relief cum ne așteaptă și la echipa de club, dar și la echipa națională. Iată acum o pasă excelentă pentru Dorin Rotariu, Rotariu, cel mai bun om al meciului în prima repriză pentru Steaua. Rotariu reușește o recuperare, cât de frumos acolo, Rotariu centrează perfect, gol! Raul Rusescu, este 2-0, lovitură de cap care nu iartă a lui Rusescu. Ce lovitură de cap, un atacant care știe să lovească și cu capul. Foarte frumos Rotariu a recuperat, este afentat și centrarea a fost perfectă. Centrare chiar pe capul lui Rusescu, a fost chiar o formalitate de neplinită de atacantul Sevilliei.
Da, normal, adică este împrumutat la Steaua. Foarte bine, foarte bine acolo. Rotariu până acum își păstrează probabil premiul în mână de cel mai bun jucător al meciului. Iată, o pasă încercat acolo către Borceanu, s-a prea tare, o degajare la întâmplare mai mult. Stanciu, pasă foarte bună pentru Dorin, Rotariu, scapă acolo, este în careu, Rotariu oprit, din păcate, balon respins în disperare, Adi Popa! Apără Silviu Lung, a fost atent la citit, excelent pe Adi Popa aici, șansă bună pe care o avusese și Dorin Rotariu, dar Adi Popa a tras destul de bine la colțul lung, o schimbare, se pare că Seto va ieși, schimbare făcută de Astra, să vedem pe Sumărtean cu centrarea sa, sper să fie una perfectă, balon în careu la Rusescu în fața dublei, Rusescu trage, este minutul 89 și avem 2 la 0, meciul cred că deja este scris, adică victoria cel puțin, pentru că un gol pot da și ei golul de onoare. Dar nu știu cât de mult pot trage la un egal, să smulgă un egal. Iată minutul 90, fusese și un offside acolo la Rusescu, dar nu cred că a fost atât de mare. O pasă la Nicușor Stanciu, pentru Adi Popa încercat, ne bazăm mult pe viteza lui Adi Popa. Stanciu nu a mai vrut să mai continue faza, a vrut să se sune direct. Se pare că s-a sunat și câștigăm Supercupa României. Un debut de vis pentru noi cu un trofeu. Primul nostru meci, o victorie, primul trofeu la primul nostru meci. Budescu este dezolat, nu-i vine să creadă, dar ce poți face împotriva Steaua, o echipă foarte, foarte puternică. Am reușit să câștigăm chiar fără probleme cu 2 la 0. Rusescu și Dorin Rotariu au marcat. Rusescu și Rotariu sunt cei drept niște noi transferuri din acest sezon. Rotariu în FIFA pentru noi. Ce mi-a arătat acum? A, da, Gheteca lui Ronaldo are Bourceanu, doar că sunt pe negru. Și... tot pe negru stau Ronaldo? A, scâr 7. Avea și unul, erau și mercuriale pe aici. Uite, ăla are Stanciu sau cine, da, Stanciu este. Oricum, am câștigat și suntem foarte fericiți. Sperăm ca și Steaua să fie fericită în continuare. Cred că își va schimba oricum și emblema și tricoul de joc. Iată Supercupa României. Seamănă mai mult cu trofeul campionatului. Se aud și artificiile și toate astea. Nu v-am spus, da, nu v-am spus că pe Embolo l-am luat, dar l-am dat la schimb pe cashier-ul ca să nu mai complicăm. Oricum va crește foarte, foarte mult acest Embolo. Am luat și 200.000 din Supercupa României. Ce să mai facem? Avem și meci, da, în Cupa Ligii împotriva Craiove, dar primul nostru episod deja s-a terminat. Eu vă aștept în continuare cu multe alte episoade. Până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!